Aș vrea să citim acum câteva versete din 2 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 6. Haideți să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și să citim împreună, deci 2 Petru, capitolul 2, de la versetul 6. Dacă a osândit el pe Ire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății, mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și desprețuiesc stăpânirea. Amin. Să ocupăm locurile. Titlul predicii mele din această seară este Influența Sodomei. Influența Sodomei asupra creștinului de astăzi, asupra cetățeanului ei. Când am ales imaginea aceasta ca să ilustreze predica mea, nu mi s-a părut nimic mai potrivit decât casa albă în culorile curcubeului sau a steagului homosexualilor, după victoria lor de la Curtea Supremă, când au câștigat drepturile să se căsătorească împreună. În Genesa, capitolul 13, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Lot și-a așezat cortul în Sodoma. S-au îmbogățit și Avram și nepotul lui Lot, aveau turme foarte mari și întotdeauna când există multă bogăție este și scandal în jurul banilor, întotdeauna este și tensiune în jurul bogățiilor. Au început să se certe slujitorii lui Avram cu slujitorii lui Lot. Și Avram a zis, nu e corect să păstrăm scandalul ăsta între noi, haide să ne despărțim. Și i-a dat voie nepotului său, Avram, să aleagă încotro se duce. Ăsta s-a uitat, spune Sfânta Scriptură, și a văzut valea Sodomei, câmpia Iordanului, și-a ales să se mute în Sodoma. Versetele 10 și 11 din capitolul 13 de Genesa, Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului, care era bine udată, în întregime, înainte de a nimici Domnul Sodoma și Gomora, până la Țoar, era ca o grădină a Domnului, ca țara Egiptului. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. A ales Lot, era mai tânăr, Avram a cedat în fața tinereții, lui Avram i-au rămas munții, i-au rămas dealurile, i-au rămas pustia și s-a mulțumit cu ea. Când îl ai pe Dumnezeu, ești bogat oriunde ai fi în lumea asta. Când nu îl ai pe Dumnezeu și alegi după capul tău, nimerești în Sodoma. Știm istoria cu toții. Îngerul lui Dumnezeu a venit la Avram și i-au spus, tu ești prietenul lui Dumnezeu și o să-ți spunem ce avem de gând să facem cu Sodoma și Gomora. Textul biblic ne-l prezintă chiar pe Dumnezeu stând de vorbă cu Avram și Avram a spus, Doamne, dar o să o distrugi tu Sodoma și Gomora pe toți oamenii, dacă sunt oameni neprihăniți, dacă sunt oameni buni în cetățile astea, o să-i distrugi și pe aia buni împreună cu cei răi? Și Dumnezeu a spus, nu, dacă găsești tu, dacă sunt 50, a spus Avram. Și Dumnezeu a fost de acord. S-a gândit Avram mai bine și zice, Doamne, da, dacă sunt numai 40, 30, 20, a ajuns la 10 și aici s-a oprit. Și Dumnezeu a zis, dacă 10 sunt, nu voi distruge aceste cetăți. Ce mi se pare mie interesant e că Avram, cum toți evreii știu să socotească bine, știu aritmetică grozav și știu cu împărțirea stau ei mai rău, dar cu mulțirile și cu adunarea stau foarte bine.
Probabil că s-a gândit Avram cam așa, Lot și nevastă sa sunt doi, au două fete nemăritate, patru, mai au trei fete măritate și trei gineri, astea sunt 10. În mod precis, Lot nu și-a luat niște gineri care sunt răi din aia, din Sodoma, probabil ăștia erau un pic mai pocăiți și probabil că familia asta a lui Lot sunt 10 oameni suficient să salveze Dumnezeu cetatea asta. Aflăm că nu a fost adevărat, nici ginerii nu s-au pocăit, nu au fost de treabă și s-ar putea ca și fetele alea lui Lot măritate cu ei să nu fi fost chiar de treabă, că Dumnezeu i-a scos numai pe patru afară, pe Lot, soția lui și cele două fete care erau împreună cu ei. Viața din Sodoma a lui Lot și a familiei sale este prototipul, sau dacă vreți, modelul vieții creștinului care trăiește astăzi în America. Vom vedea în această seară câteva domenii în care viața noastră este afectată, este influențată de Sodoma în care noi trăim. Ne place sau nu ne place, suntem deja afectați de viața Sodomei în care noi trăim astăzi. Influența Sodomei asupra noastră, a familiei noastre, este indiscutabilă. O să vedem domeniile în care am fost afectați și poate că mai putem face ceva până nu este prea târziu. Este un proverb care probabil nu prea se potrivește astăzi cu noi care avem grijă de căței noștri, dar pe vremuri se spunea cine doarme cu câinii are pureci. Când dormi cu câinii, vei avea pureci. Trăiești în Sodoma să lipește Sodoma de tine. Haideți să vedem câteva domenii ale vieții noastre în care viața noastră de fiecare zi este influențată de lumea, de Sodoma în care noi trăim. În primul rând, vreau să fac afirmația aceasta că bunăstarea materială, noi căutăm bunăstarea materială în detrimentul vieții noastre spirituale, în detrimentul bunăstării noastre spirituale. Lot și-a ridicat ochii, a văzut câmpia aceea a Iordanului, a zis, mă duc aici, este o zonă extraordinar de profitabilă, o să mă îmbogățesc și o să meargă bine. N-am făcut noi asta când am auzit de America, nu? Și am fost în România, am văzut filme americane, am văzut mașinile lor, casele lor, am văzut ce lux este în America și am vrut să venim în America, am vrut să trăim în America. Și am făcut tot ce am știut noi. Ne-am bătut cu sistemul, ne-am bătut cu apele Dunării, cu grănicerii, cu cine știe câte alte lucruri ne-am bătut până am ajuns în valea asta bogată, grădina asta Domnului, care se cheamă America, nu-i așa? Să ne meargă bine. Și nu e rău că vrem să ne meargă bine. Dar uitați ce s-a întâmplat cu noi pe parcurs. Am început să cheltuim tot mai mult timp și efort pentru câștigarea bunurilor materiale. Ne sacrificăm sănătatea pentru bunurile materiale. Lucrăm overtime, lucrăm două joburi, nu ne mai luăm concedii, ne sacrificăm relațiile de familie, nu ne mai cunoaștem mâine, poimâine unii cu alții, cresc copiii fără noi. Lumea de acum și de aici devine mai importantă pe zi ce trece decât lumea cealaltă la care ne vom duce. Ne gândim tot mai puțin la lumea aceea și tot mai mult la lumea asta de aici de jos. Cheltuim tot mai puțin timp pentru sufletele noastre și tot mai mult pentru trupurile noastre, pentru viața de aici. Și aceasta este una dintre influențele Sodomei asupra noastră. Lumea aceasta materială, materialistă în care noi am venit, ne-a atras în această capcană. Nu mai avem timp de rugăciune, nu mai avem timp de citit Scriptura, suntem preocupați de lumea de aici și de acum.
Dacă ne cheamă la servici, nu refuzăm. Dar dacă ne cheamă cineva la biserică, găsim zeci de motive să spunem că nu avem timp, lucrăm, suntem obosiți, eu știu, găsim toate motivele de pe lume. Gândiți-vă cât de mult ne-a afectat modul ăsta materialist al lumii în care noi trăim. În al doilea rând, în Sodoma în care noi trăim, obișnuința cu imoralitatea ne face să o credem normală. Începem să credem că este normal ceea ce vedem și auzim în fiecare zi. Sfânta Scriptură spune despre Lot că își chinuia sufletul la cele ce vedea și auzea și faptele celora din jurul lui. Își chinuie sufletul, dar rămâne mai departe în Sodoma. De ce? De dragul bunurilor materiale. S-a obișnuit deja cu, ne-am obișnuit deja cu Sodoma în care noi trăim. Gândiți-vă apoi la moralitatea fetelor lui Lot, nu? Este o moștenire din Sodoma, s-au obișnuit cu ideea asta, nu-i așa? Au văzut destul de multe filme, nu? Fetele lui Lot erau educate de pe internet, au studiat bine problema și sunt gata să facă copii cu tatăl lor. Nu mai este niciun fel de problemă morală la fetele lui Lot. Îl îmbată pe taică-s-o, se culcă cu taică-s-o și au copii cu taică-s-o. De unde au învățat asta? I-a învățat Avram? Din credința lui Avram s-a născut un asemenea comportament? Absolut nu, nu, nici vorbă. O asemenea gândire și o asemenea lipsă de moralitate este efectul Sodomei asupra familiei lui Lot. Copiii născuți cu tatăl lor, moabiții și amoniții, vor deveni dușmanii istorici al lui Israel de-a lungul timpului. Fetele lui Lot aplică moralitatea Sodomei în relațiile lor cu părinții, cu tatăl lor. Știți că televiziunea de astăzi nu este altceva decât un instrument de a ne face de a ne face să acceptăm anormalul ca normal. Ca normal. Atâtea mizerii am văzut că ni se pare normal lucrul ăsta. Ni se pare normal. Nu mai roșim, nu ne mai ferim de ele, fac parte din peisajul nostru în fiecare zi. Țin minte că imediat după Revoluție, la un an sau doi, am fost în România și am fost scandalizat că în Oradea pe toate, eu știu, pe toți stâlpii de becurile din oraș, era o imagine pornografică, o reclamă, o femeie dezbrăcată. Și am întrebat pe frații noștri, dar cum tolerați asta? De ce nu mergeți la primărie? Deci, era normal pentru ei, nu, era ceva normal, făcea parte din... Nici, cred că nu mai vedeau că este ceva deosebit. În prima mea călătorie după Revoluție, m-am întâlnit cu șeful, fostul meu șef. Era secretarul de partid pe trustul de construcții. M-au pus vis-a-vis la birou cu el, în fața lui, să mă aibă sub ochi. Și acum căzuse partidul lui, căzuse viziunea care a avut-o și a venit să mă vadă. A venit la socrul meu acasă să se întâlnească cu mine. Tovarășul Popescu. Și a tras niște înjurături, că eu am roșit tot, din cap până în picioare. Lui se părea normal, nu? Era normal. Eu venisem în America și de câțiva ani n-am mai auzit nicio înjurătură românească și pentru mine a fost ceva atât de degradant, atât de cumplit, n-am știut cum să mă port. Vorba și-a cerut el scuze. Dar se obișnuise cu limbajul acela și nici socrul meu n-a mai fost deranjat, că și el a auzit în jurături de dimineața până seara. Nu era niciun fel de problemă. Cu mine era problemă că nu mai eram obișnuit cu ele. Ne obișnuim cu mizeriile. Orice film american, dacă nu are câteva F-words, așa, ăla nu-i film, domnule, nu? Ceea ce mă scârbește așa de mult, că aproape m-am hotărât să nu mai uit la niciunul dintre ele,
trebuie să fie o scenă, e naturală, sigur, foarte naturală, ceva bărbați care merg la toaletă și își fac treburile și trebuie filmați, domnule, nu? Face parte din viața noastră de fiecare zi. Artă? Asta este artă? Asta este un sistem de a ne îndobitoci. Un sistem de a ne băga mizerile în cap că sunt normale. Astea sunt foarte normale, sigur că trebuie puse pe ecran. Dacă sunt ceva politicieni, discută politica acolo. Wow! Să mai vorbim de celelalte lucruri? Ascultăm limbajul, vedem imaginile ale degradării morale din jurul nostru și le credem normale, deja nu ne mai tulbură, nu ne mai deranjează, ni se par absolut normale. Pentru că am fost expuși de atâția ani și în mod sistematic la ele, că deja ne-au intrat în sistem. Ni se pare că este normal așa. Nu e normal. Nu este normal deloc. În al treilea rând, am devenit fricoși în confruntarea degradării morale din jur. Nu mai avem niciun cuvânt de spus. Ne temem să zicem ceva. Iată-l pe Lot, când au venit ăștia să ia pe musafirii lui, să se culce cu ei, nu? Erau o turmă de homosexuali care voiau ceva prospături din afară, așa, și au pus ochii pe musafirii lui Lot și ăștia erau îngerii lui Dumnezeu, îi voiau să se destrăbăleze cu ei în stradă. Și se duce Lot să vorbească cu ei și zice, fraților, vă rog să nu faceți asemenea răutate. Eu nu cred că ăsta este limbajul unui om curajos care vrea să confrunte răul. Nu numai că ne-am obișnuit cu păcatul și cu răul, dar nu mai avem puterea să-l confruntăm. Devenim politicoși și asta înseamnă political correctness. Avem deja un limbaj care să nu-i ofenseze pe ăștia. Avem grijă, foarte mare grijă, să nu-i ofensăm cumva. Lot are o poziție socială destul de mare, locuiește la poarta cetății și cine locuiește la poarta cetății era un om privilegiat, era unul din liderii cetății. Ăștia nu se sfiesc deloc să-i spună, cine este omul ăsta, domnule, a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul, vrea să ne facă ordine cu noi, nu ascultă de noi, e bine, o să-ți facem mai rău decât lor. Amenință homosexualii. Lumea se degradează în jurul nostru, nu luăm nici o atitudine de frică. Nici o atitudine. Creștinii curajoși, dacă mai sunt printre noi, îi privim cu suspiciune, ăștia de a looking for trouble, nu? În loc să-și vadă de treabă, să fie cu minți, nu? Să tacă din gură, cum tăcem noi toți ceilalți, nu? Să zâmbească, așa de plastic. Știți că nu ne mai apărăm nici măcar drepturile care le avem, cele mai elementare drepturi care le avem, nu le mai apărăm. Nu ne mai apărăm. Dacă mâine homosexuale vin să ne închidă biserica, o să stăm o săraci de noi, uite ce am pățit, să suferim. Ne resemnăm zilnic cu îngrădirea libertăților noastre de teama sodomiților, de teama Sodomei. Ne ajută și teologia, nu? Că avem teologi care ne învață obediență, supunere. Autoritățile sunt de la Domnul. 8 ani de zile am auzit, ne-am rugat pentru Obama, nu? Dumnezeu ne l-a dat, sigur, ne-a pedepsit cu el. Sigur că da. Țin minte că unul dintre păstori din România ne-a luat deoparte așa pe câțiva studenți care erau mai revoluționari. Ce făceam, domnule? Cântam în tramvai, predicam în tren, oriunde ne duceam, vesteam cuvântul Domnului peste tot unde mergem. Ne duceam special în parc, ne puneam lângă oameni în parc și le vesteam Evanghelie, chemam la biserică.
Și ăsta a auzit de treaba asta. Când predicam, mai scăpam câteva fraze la adresa iubitului de sus, care pe urmă a devenit împușcatul nostru, nu? Și ne-a luat deoparte pe câțiva studenți și foarte de treabă, fratele ne-a sfătuit, să fim cuminți, să fim deștepți, să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii, nu? Foarte fain, suna bine. Zice, mă băieți, Daniel în groapa cu lei, nu s-a dus să tragă de urechi pe lei, domnule, mustață. Dacă dorm, dorm, să lăsăm să doarmă, nu? Ne apucăm noi, acum îi tragi de coadă, să-i trezești, lasă. Domnule, dacă i-a adormit Dumnezeu, lasă să doarmă, domnule, lasă să doarmă. Nu fă larmă, taci din gură, stai cu minte, stai la locul tău. Predică Evanghelia între zidurile bisericii, nu în altă parte. Când un grup de tineri din Arad au venit la Oradea, într-o duminică, au venit și ei în misiune, unde să ne ducem? Că am plecat într-o pădure aproape de Felix, era primăvară, era plin de brândușe și de ghiocei și era superb afară. Și am dus într-o poiană din pădure, le-am dat de mâncare acolo și am cântat. Și ne-am rugat și am predicat și de toate am făcut o biserică în pădure, a fost absolut extraordinar. Și în timpul serviciului nostru din pădure, nu, au apărut doi tovarăși. Unul avea o burtă mare, fără cămașă, o țigară în gură, se tuhnea de la poștă țuica din el și întreba, cine e șeful aici? Și m-a luat pe mine, ia vin în coajma. Ce căutați voi aici? Păi ce să căută? Nimic, nu căută nimic. Cântăm, ne rugăm. Bă, dar nu v-am dat noi voie acolo pe Ion Ghica să aveți biserica voastră. Ce căutați voi în pădure mai aici? Păi nu vă dați seama, bă, că da, dacă sunt copii în pădurea asta. Wow! Eu zic, domnule, ai dreptate. Da, dacă sunt copii și văd un tovarăș cu burta mare, goală și beat. Ce să zică ăștia, domnule? Nu? Ce să vă spun? Am continuat să cântăm și am rămas mai departe, nu ne-a păsat de ei, dar erau extrem de furioși. Pădurea era al lor, domnule, ce căutam noi în pădure? Domnule? Comuniștii au făcut pădurea, nu? Al lor era. Ce căutăm noi în pădure? Așa de ușor vine diavolul să ne spună că are rost să te iei de ei. Sunt mulți, domnule, ăștia zlei. Dorm, lasă-i să doarmă, nu-i trage de mustață, domnule, nu-i deranja pe ăștia, stai cu minte, vezi de treabă. Și cultivăm un fel de lașitate din asta și astăzi ne iau una, mâine ne iau cealaltă, poi mâine aia altă și încet, încet ajungem robii lor, ajungem robii lor. Numărul 4. Am devenit ezitanți când e vorba să fugim de rău și de păcat. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-i cruțe, i-a scos și i-a lăsat afară din cetate. I-au forțat îngeri să iasă afară din cetate. Ăștia nu se grăbeau. Domnule, ia foc Sodoma și ăștia nu se grăbesc. Zăbovește fratele Lot. Probabil se gândea la fetele celelalte, la ginerii lui, nu? La ginerii lui. Necazul este că ne-am obișnuit cu răul, nu mai credem că el există, nu-l mai vedem periculos și zăbovim să ne desprindem de el, zăbovim să fugim de el, să ne izolăm de el. Prefer să ne chinuim sufletul în fiecare zi, nu-i așa ca și Lot. Prefer să ne chinuim sufletul decât să fugim sau să confruntăm răul din jurul nostru. Haideți să vă spun o statistică foarte îngrijorătoare. Nu vorbește nimeni de ea, media de astăzi nu vorbește de ea. Dar Sodoma asta, care este America, produce 56 de milioane de bărbați și femei infectați cu boli venerice. 56 de milioane.
28 de milioane din ei sunt incurabili. Nu vor fi vindecați niciodată. De la AIDS și toate bolile rușinoase, cum ziceau românii alte date, toate le au. Și uneori le au din școală, de la 13-14 ani. Unul din 5 americani este infestat de o bolă venerică. Știți ce înseamnă asta? Girl, dear girl, Christian girl, unul din 5 băieți, ai mari șanse să te căsătorești cu unul din ăsta, unul din 5. Dumneavoastră ați urcat într-un avion care, să auziți că unul din 5 avioane cade. Ar mai umbla cineva cu avionul? Ar mai merge cineva cu avionul? Deloc. Ar da faliment ăștia. Unul din 5. Ai șanse să te căsătorești, dacă nu te-ai căsătorit până acum, cu unul din ăsta. 5. Suntem martorii erodării respectului față de părinți. În această Sodomă în care noi trăim, suntem martorii erodării respectului față de părinți. Lot a ieșit și a vorbit cu generii săi, care locuiau cu, luaseră pe fetele lui, sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar generii lui Lot credeau că glumește. Acum, eu nu cred că Lot a fost un glumeț care a spus atâtea bancuri, nu? Că nu l-au mai crezut nimeni. Ok? Eu nu cred asta, absolut deloc. Un om care își chinuie sufletul în fiecare zi, ăsta n-are chef de umor. Okay? Cred că nu făcea bancuri nici cu homosexuale. Dar este vorba de altă glumă. Aha, iar vine bătrânul, aha, sigur că dacă religia asta lui, încuiatul ăsta, evreul ăsta cu filozofiile lui deplasate, creștinul ăsta fanatic, aha, vine sfârșitul lumii, sigur că da, sigur că da. O să ploaie foc și pucioasă din cer, așa a dat socrule, săracul de tine. Vezi de treabă, bătrâne, lumea are temelii puternice. Nimic nu se clatină aici. Suntem cea mai mare armată din zonă. Avem cel mai mare arsenal de bombe nucleare, cele mai multe avioane și tancuri. Avem cea mai grozavă tehnologie. Nu ne temem de nimic. Nu mai spune. Trebuie să vină numai un mic uragan, așa. Gândiți-vă numai la asta. Asta este atitudinea omului de astăzi, care se uită și care aude de aude vestea asta. Bătrânul cu teoriile lui, sfârșitul lumii, nu? Să ploaie cu foc și puceasă. Dar lipsa respectului față de părinți este mai mult decât evidentă de aici. Nici măcar fetele nu spun, măi oameni buni, stați cu minte că tata știe ce spune. Tata este om serios. Tata n-a spus prostii niciodată în viața lui. Tata l-a cunoscut pe Dumnezeul lui Avram. Tata este nepotul lui Avram. Tata a ieșit din Ur, din Caldeea, după planul lui Dumnezeu. Tata are niște promisiuni dumnezeiești în spatele lui. Toate astea au dispărut, astea sunt povești. Când dispare respectul față de părinți, experiența lor nu mai contează. Poți să-i povestești la ficiorul ăsta cu capul în tabletă de dimineața până seara despre experiențele tale cu Dumnezeu, cum te-a vindecat Dumnezeu, cum te-a eliberat Dumnezeu, cum ți-a dat Dumnezeu izbândă. Că o să spună, aia, povești. No. Vine sfârșitul lumii, așa ai bătrâne. Sigur că da. Sigur că da. O să râde de tine. Fetele lui Lot, care îl îmbată pe tatăl lor și se culcă cu el, nu sunt decât o expresie foarte clară, are lipse de respect față de părinți. Părinții nu sunt decât un mijloc să-ți atingi scopurile.
Lipsa de respect pentru părinți de astăzi este încurajată de Sodoma, de școlile din Sodoma. Două lulele și două cepe degerate contezi în fața dascărilor care le știu pe toate. Tu, mama, care le-ai adus, s-ai adus-o pe lume. Tu ești demodat. Tu ești emigrant. Tu nu știi nimic. Tu ești fanatic. Tu ești încuiat. Tu ești creștin. Ei le știu pe toate. Tu n-ai voie nici măcar să știi că fiica ta a rămas însărcinată, că se ocupă ei să avorteze copilul. Tu n-ai voie să știi asta. N-ai voie să te amesteci. Ei care încurajează lucrurile astea. O școală care cultivă lipsa respectului față de părinți. Un guvern care se crede mai deștept decât părinții. Un guvern care crede că poate el educa copiii și nu părinții. Șase. Am devenit insensibili la cercetarea lui Dumnezeu. Am devenit insensibili la cercetarea divină. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte, s-a plecat până la pământ, apoi a zis: domnii mei, intrați vă rog în casa robului meu, robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele, mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Lot nu vede în îngerii lui Dumnezeu decât două, niște persoane obișnuite, niște călători. Și el este politicos cu călătorii, el este bun primitor de oaspeți, își face datoria, locuiește la poarta cetății și orice străin care vine, el îl găzduiește, după obiceiurile lumii în care el trăiește. Dar nu vede că la el, la poartă, au venit îngerii lui Dumnezeu. La el acasă sunt mesagerii lui Dumnezeu care pot să-i salveze viața. Am devenit încet, încet străini de cercetarea lui Dumnezeu. Nu mai știm când ne cercetează Dumnezeu. În seara asta predică la Agape, la Scău, la Chicago Mitsui, la Happy Valley Cornel Avram. Cine mai știm noi pe ăștia? Mă, niște oameni obișnuiți ca și noi. N-au niciun mesaj. Ce mesaj? Am auzit noi poveștile astea. Nu mai știm când ne vorbește Dumnezeu absolut deloc. Dacă vine vreun profet, găsim greșeli de sintaxă, gramaticale, umblăm în istorie. Oameni obișnuiți, ca toți oamenii. Nu mai credem că Dumnezeu mai vorbește, nu mai credem că Dumnezeu mai face minuni, nu mai credem că Dumnezeu ne vizitează. Traiul în Sodoma ne erodează spiritul de discernământ. Nu mai deosebim vocea lui Dumnezeu. Avertizările Duhului Sfânt le primim cu reticență, cu îndoială, cu suspiciune. Punem pe seama oamenilor mesaje importante. Dacă avem vreo criză, imaginați-vă, criza lui Lot este majoră. El este gata să fie violat de nemernici ăia. Vă dați seama ce nebun erau, ce nebun pot să fie oamenii aceia. Deci numai că era un păcat, eu știu, recunoscut și undeva la periferie, era păcatul dominant, era păcatul care colora întreaga viața oamenilor din vremea aceea. Lot este amenințat să fie violat el și musafirii lui. Ce soluție? Ai îngerul lui Dumnezeu cu tine în casă și tu le oferi fetele la ea. Păi nu le trebuie fete, domnule. Asta e pălărie purtată de multă vreme. Nu mai trebuie lor fetele, trebuie bărbați, nu? Gândiți-vă la Lot. Lot este în stare să sacrifice fetele să scape. El și musafirii lui. Și are îngerii lui Dumnezeu lângă el. Îngerii au acționat, l-au tras cu forța înăuntru în cuiatușa și i-au orbit pe ăia care nu mai găsea ușa absolut deloc. Pentru că Lot nu a recunoscut că în casa lui sunt îngerii lui Dumnezeu. În casa lui este puterea lui Dumnezeu la lucru.
Asta se întâmplă cu noi după traiul îndelungat în Sodoma. Nu mai recunoaștem când ne cercetează Dumnezeu, nici nu mai credem în supranatural. Nu mai știm când îngerii lui Dumnezeu trec prin casa noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l menționez este că ne dezlipim tot mai greu de trecut și de bunurile materiale. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâl de sare. De ce s-a fi uitat înapoi sora Lot? De ce s-a fi uitat? Sunt multe motive. Are niște fete rămase în Sodoma și Gomora. Este casa ei, averea ei, rochile ei, pantofii ei, poșetele lui Vuitton. Cred că de azi încolo nimeni nu mai cumpără poșetele lui Vuitton în biserica asta. Cumpărați-mi numai dacă dați tot atâta bani și la biserică cât dați pe poșetă, nu avem nimic împotrivă. Erau fetele, erau casa, erau amintirele, pozele, când a fost mireasă, au rămas acolo. La stațiunea asta, Sanchedia, unde am stat, la etajul 4, seara ne-am pregătit să plecăm la dinner. Eram o familie, niște prieteni din Seattle, ne întâlneam cu ei să mergem la dinner. Și când să ieșim afară din casă, a sunat alarma de incendiu. Niciodată nu mi s-a întâmplat într-un hotel să sune alarma de incendiu. Suna alarma de incendiu și o voce, toată lumea coboară, nu folosiți liftul, folosiți scările, toată lumea afară din clădire, în timpul cel mai scurt. Va băga groaza noi. Și ce mi-a trecut în minte în momentul acela? Ce mi-a trecut minte în momentul acela? Ce iau de bruma de lucruri care erau cu mine, geamantanul și pioștii? Ce iau cu mine, care este absolut necesar, care n-aș vrea să pierd acum, dacă ar toate în noaptea asta, ce am să salvez? Ce am să salvez? Mi-am dat seama că am portofelul la mine, era soția împreună cu mine, am ieșit afară, am lăsat, dacă arde tot, să ardă, that's it. N-a ars nimica, pentru că n-au fost numai niște români de-a noștri care au prăjit ceva pește, nu? Și au făcut un fum din ăla, ți-l tai cu cuțitul, vreau să facă smoked salmon. Nu? Alarmă falsă. Dar ne-a fost suficient să ne dea pe scări, niște scări de metal, nu? Și rode avea niște tocuri cam înalte, trebuia să am grijă și de ea. Am mers până jos cumva și mă gândeam, dacă ăștia ne țin afară, numai 10 minute, dacă mă țin în cerul ăsta, spitalul e a meu. Norocul nostru că până am coborât scările, cineva a aflat de peștele afumat a românilor și am fost salvați de la lucrul acela. Dar gândiți-vă la femeia lui Lot, nu? Să primești dintr-o dată anunțul ăsta, pleacă, fugi, arde totul. Și până umbli tu să vezi unde e poșeta aia lui Vuitton, unde e portofel, unde sunt pozele de familie, sau eu știu așa, să ai niște îngeri care te iau de mână și te scot cu forță afară. Out! Ieși afară. Eu nu mă mir că beata femeie s-a uitat înapoi. Să dezlipea greu de lumea ei, să dezlipea greu. Probabil uitatul ăsta înapoi a femeii lui Lot este un fel de necredință, dacă nu arde totuși, a fost alarmă falsă, nu? Dacă au prăjit numai niște români un pește, nu? Pe aici. Dacă a fost numai un fum din ăsta așa și nu este adevăratul incendiu, adevăratul sfârșit al lumii, nu? Dacă nu este. S-a întors, s-a uitat înapoi și a murit, a rămas ca un stâlp de sare. Ne vine foarte greu să renunțăm la lucrurile care le-am adunat. Am o veste foarte proastă. Știți că o să renunțăm la ele? Într-o zi o să plecăm de aici, fără nimic.
Azi dimineața aminteam de filmul ăsta lui Scorsese, Silence, pe care trebuie să-l vedem neapărat. Vorbește despre misionarii care au murit în Japonia. A fost un martiraj extraordinar. Și Scorsese, într-un interviu, spune așa, zice, noi venim din silence și ne ducem în silence. Venim din tăcere, trăim larma acestei lumi și ne ducem din nou în tăcere. Ar fi fain, credeți-mă, m-aș bucura, dar nu plecăm la tăcere. Dincolo nu-i tăcere. Dincolo e judecată, este judecata lui Dumnezeu. Și ne vom duce la această judecată cu mâinile goale. Cu mâinile goale. Toate o să rămână aici, tot ce iubim astăzi, obiectele acelea care într-o zi vor deveni nefolositoare, care nu ne vor ajuta la nimic. Apropo, știți care este un business foarte înfloritor în America? Storage business. Ok? Faceți un building cu foarte multe camere și oamenii care nu se pot dezlipi de obiecte. Okay? Scaunul de la mama, ce știu eu, ce șifoner de la mătușa, plapumele din România. Nu? Știți-mă asta bine despre ce vorbesc. Lucrurile care ne îngrămădesc clozetele, garajele. A fost odată la cineva, nu ne-am putut mișca în garaj. Era plin de jos până sus la tavan, numai cu rafturi și cu haine. Îți trebuie o viață să adune atâtea haine. Vechi, bineînțeles. Nu se putea lipsi de ele. Era păcat să le arunce. Ce mai zic dacă mai dai peste o nevastă din aia care crede că e păcat să le lase în magazin la prețul ăla? Nu. Așa ceva nu mai întâlnești. Nu? Am întâlnit pe cineva care și-a cumpărat 4 frigidere. 3 erau în garaj. Pline. Și erau 2 săraci care nu puteam mânca nici măcar dintr-unul. Și storage business este extrem de profitabil în America pentru oamenii care nu se pot dezlipi de obiecte. Okay? De obiecte. Le pun în storage și plătesc chirie să aibă grijă alții de ele. Nu? Și apoi mor și urmează ca cei care le moștenesc, așa, de obicei, ăia care au storage-ul, fac concurs, le vând. Tragi la sorți și vezi ce-ai nimerit. Șifonerul lui bunica lui nu știu cine. Obiectele care le adunăm, pentru care muncim, pentru care transpirăm, cu care ne înconjurăm, pentru care ne uităm înapoi, pentru care nu ne uităm înainte unde se salvarea noastră, ci ne uităm înapoi la lumea care va arde, obiectele acelea care ne transformă încet, încet în niște stâlpi de sare, care nu se mai mișcă, care îți lipsesc de orice emoție, care nu mai slujesc, care nu mai dau și care nu mai fac nimic. Ne mineralizăm încet, încet de materialismul pe care Sodoma l-a băgat în noi. Cineva care a făcut analiza unui film recent a scris câteva cuvinte care spun cam așa. Văzând filmul ăsta, m-am gândit că ar fi fantastic de bine ca mintea noastră să fie dotată cu un garbage disposal. Torni mizeria, dai drumul la apă, apeși pe un buton,
canalul a preluat și chiuveta e curată. Ce bine dacă ar avea mintea noastră un garbage disposal. Dar nu are. N-are. Imaginile la care ne uităm rămân. Impresiile care le-am cules se fixează. Obiectele care au devenit idolii noștri ne-au rămas și ne pătrund în minte. Imaginile murdare stăruiesc, impresiile rămân pentru toată viața. Cuvintele urâte ale Sodomei au rămas și mintea noastră, care n-are garbage disposal, devine o haldă de gunoi uriașă. Asta era părerea unui tip care nu îl cunoștea pe Dumnezeu, care a văzut un film mizerabil, care nu trebuia văzut. Și părea rău că n-are un garbage disposal să-și curățească mintea. Dar gândiți-vă ce se întâmplă cu noi în fiecare zi. În fiecare zi, cu fiecare soap opera care o vedem, cu fiecare vizită la magazine, cu fiecare reclamă pe care o citim, cu fiecare ziar care îl deschidem, cu fiecare pagină de internet pe care o vizităm, adunăm garbage-ul Sodomei. Și acest garbage al Sodomei ne transformă, ne schimbă. Vreau să vă invit la rugăciune în seara asta, să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne rugăm Domnului să ne dea putere de discernământ, să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să știm să deosebim binele de rău, să fugim de rău, să nu ne lăsăm influențați de Sodoma în care noi trăim. Să ne rugăm cu toții Domnului.